dimineață fierbinte pentru polițiștii de la Buiucani. Ofițerii de la Batalionul de Reacționare Operativă, un inspector al Brigăzii de Patrulare, cei de la Fulger și un angajat al Direcției Investigarea Infracțiunilor au reușit să rețină în această dimineață membrii unei grupări criminale. Este vorba despre 5 indivizi din sudul țării, care sunt suspectați că au dat o spargere la un supermarket din capitală, de unde au furat bancomatul. Se pare că tinerii s-au pregătit ca la carte, pentru că au scos aparatul în mai puțin de 3 minute. În urma semnalului de alarmă declanșat, la fața locului au ajuns cei din paza particulară, care la rândul lor au sunat la 902. Aproximativ la ora 3:30 am primit informația de la cetate, precum că pe strada Vasilupu, la Unimarket, a fost tras bancomatul. Ajungând la fața locului, a fost patrulat intensiv strada dată. Au fost observate careva persoane suspecte. La cerința noastră de a s-o stopa, domnia a început să fugă. În scurt timp, persoanele au fost reținute. Până să fie puși la pământ, indivizilor le-a mers totul ca pe roate. În timp ce 3 au scos dispozitivul, alți 2 au stat la pândă. Bancomatul a fost plasat într-o mașină care a rupt-o din loc, cu câțiva dintre suspecți la bord. Ghinion însă în apropiere de complexul Moldexpo. Automobilul s-a stricat. În timp ce hoții încercau să repare mașina, un paznic din zonă i-a observat, iar comportamentul acestora i-a dat de bănuit. Astfel, bărbatul a informat poliția. În situația în care oamenii legii deja îi căutau prin oraș, nu le-au luat mult timp să ajungă lângă ei. Am văzut un zguduit. În timpul cel am alergat în partea opusă a clădirii, unde a văzut 3 persoane care m-au văzut și au fugit. Iar a patrulea a fugit în direcția opusă. Am alergat, însă n-am putut să-i ajung. Și în momentul dat a văzut un bancomat, să fie. M-am uitat la el, n-am înțeles de unde și cum și. În momentul dat m-am apropiat de băieții care dejuresc tot de la poliție. Și am chemat aici ca să vedem ce este. Și totodată, pe parcurs, am sunat 0202 și a apărut poliția. Potrivit oamenilor legii, suspecții sunt originari din orașul Ceadăr Lunga. În fața echipei emisiunii Unitatea de Gardă nu toți au vrut să vorbească. Cei care au făcut-o însă au ținut să se declare nevinovați. Versiunea lor că au fost încătușați exact în momentul în care își reparau mașina. Totuși, acestora le-a scăpat un lucru și anume că la 2 pași de automobil au aruncat bancomatul furat. Eu de ce v-au văzut șarul? Я не знаю, я здесь гулял и выдержал. И вас просто так задержали? Да. А они ваши друзья? Люди, которыми тут выходите? Ребята? Ваши знакомые? Да, я здесь. Нет. Вы один гуляли? Да, я думаю. А почему тогда убежали, когда увидели полицию? Начали стрелять туда сюда. Я не знаю, вон сидели там внизу, вон подошли на 4. Внизу там. Ничего, машина сломалась, машина сломана, он чинили машину. Suspecții au fost escortați la Inspectoratul de Poliție de la Buiucani pentru audieri. Au fost reținuți pentru 72 de ore și s-au ales cu dosar penal. Echipa emisiunii Unitatea de Gardă a fost prezentă alături de echipajele de poliție la scurt timp de la producerea infracțiunii. Jurnaliștii s-au alăturat căutărilor și au reușit împreună cu oamenii legii să dea de urma 3 suspecți. Prin ordinul șefului Direcției Poliție Municipală, membrilor echipei de filmare le-au fost înmânate astăzi diplome de recunoștință.